Consiliul Județean Caraș-Severin, prin Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin, a finalizat procedurile de licitație pentru lucrări de asfaltare a unui tronson de drum județean îndelung așteptat. Este vorba despre drumul județean 573 Ciudanovița-Colonie, Ciudanovița-Sat. Tronsonul, care va fi modernizat, are 2 km. Lucrările vor fi realizate cu 3,86 milioane de lei, reprezentând 92% din prețul inițial. Ne ținem de cuvânt și tratăm fiecare lucrare cu maximă seriozitate. Pentru tronsonul Ciudanovița-Colonie, Ciudanovița-Sat, termenul pentru proiectare și execuție este de 11 luni, finalizarea lucrărilor de asfaltare urmând să ofere comunității condiții optime de trafic, a declarat președintele Consiliului Județean Caraș-Severin Romeo Dunca.